Cui nu era dor de sunetul ăsta? Da, fraților, am reușit, cumva, să fac rost de ca un fel de engine, sau nu știu exact cum să-l numesc, care îmi dă cumva acces la... sau simulează ca și cum aș avea un PC cu Counter-Strike Global Offensive, versiunea beta. Și bineînțeles că sunt pe Windows XP. Păi, hai să vedem cum e. Da, din păcate tot e în rusă, dar în joc, din câte cred și sper, că e prima dată când intru în joc să-l testez, vreau să fie tot... vreau să fie reacția mea direct pe față. Să nu mai fi văzut până acum jocul, cum arăta el în beta. Din păcate, totul e în rusă, în Windows, dar cred și sper că am reușit să schimb limba la CSGO să fie în engleză. E foarte interesant că eu filme... Ok. Ce cu intro-ul ăsta? Ziceam că e foarte interesant că eu filmez acum cu OBS-ul pe celălalt ecran și nu mă las să nu-mi dă control la tastele mele, tastele de mod, tastele de a schimba scena și chestii de genul. Efectiv nu-mi dă, nu-mi dă voie la nimic. Eu acum, e ca și cum aș avea două calculatoare deschise deodată pe același calculator. Interesant. Bun. Te-ai blocat? Ah, nu. Ok. Ok, și-o revenit. Deci... ăsta e meniu? Mamă, și ce-i cu sensibilitatea asta? Bun, stai să dăm rezoluția mai mare. Nu știu ce cu rezoluția asta, asta ar trebui să fie. Apply. Ok, am reușit. Mamă, da! Sensibilitate super ciudată. Ok, full screen. Stai totuși să dau muzica aia mai încet. Audio. Music. Am și eu alte opțiuni? 4, 5.1, headphones. Așa, bun. Hi. Hi, așa. Press to use mic, ok. Mic setup. Apare nu funcționează asta. Ok. Muzica mai încet. Aici vreau să-mi dai. Bun, hai că o să o dăm puțin mai tare să se audă și pe video ceva. Cred că așa e ok. Bun. Da. Back. Video. Așa. Brightness. Computer monitor. Așa. Ăsta nu știu exact. Desktop. Da, las așa. Full screen. Ok. Astea sunt toate setările video? Advance, ok. Așa... dă-i aici. Da, frățiorul meu, hai. Cred că Windows XP-ul meu duce, hai. Nu că known. Ok. Apare, nu mă lasă. Ok, hai. Așa, bun, aici mă lași. Asta? Așa, 3-2, visual quality and mouse lag, bla bla, bine. Triple, dăm pe triple, ok. Apply. Așa, bun. Back. Mă, dar ce ciudat e, frate. Așa, bun. Aici o fi? Nu, la game, game settings, așa. Crosshair style, default, classic, default, classic. Care o fi? Classic, nu știu. Green, îmi place blue, light blue, perfect. Crosshair, ok, behavior, static, dynamic, static. Switch weapon or pickup, nu. Așa, close by menu after, nu. De ce aș vrea să-mi cum adică să-mi arăți tot timpul inventarul? Ah, cred că se referă la partea aia din dreapta, ok. Consola, da, dă-mi eu. Ok, back.
Mamă, ce ciudat se face! A, și îmi scrie în rusă, normal. Sensitivity 1.5. Unknown command, bine. Hai să mergem la keyboard and... așa, bun, aici, sensibilitatea. Back. Ok, bun. Nu știu, sensibilitatea cred că e ok. Dau un pic mai mică să fie acolo. Dă-i și la... asta, la microfon. Use, nu. Use mic. Ok, aici C, perfect. Back. Și să-i dăm drumul. Ok, back. Gândiți-vă că asta e prima versiune de CSGO care a fost lansată vreodată. Adică o să aibă bug-uri. Deja am văzut câteva din ele. Uite, când dau consola, uite-te cum se face ecranul. E foarte interesant, n-am ce spune. Ok, play. Quick match, create match. Quick match. Da, aparent mi-a dat crash CS-ul. Ok, nu o să mergem la quick match. Bun, player 1. Nu pot să-mi schimb chestia aia? Nu, apare nu. Nu pot să dau click pe ea. Deci, pe ce am dat? Create match, ok. Casual competitive. Competitive. Ok, avem aici number of maps. Ok, 6. Inferno. Mamă, cum arată train-ul. Ai de viața mea. Ok, train. Nuke, da, de fapt e o poză tot cu train. Ok. Dust. A, primul dust, ok, ăsta nu s-a schimbat încă. Random map. Dust 2. Ăsta recent o schimbat mapa. Deci nu e. Totuși, toate mapele în afară de Dust simplu schimbate. Bun, hai, loterie. Random F. Play. Autoselect, hai să vedem. Unde mă duci? Loteria. La CT. Bun, place. LOL. Mamă, ce sensibilitate mare mi-a dat. Stai că schimb de pe U din mouse. Mamă, ce... Ok, cumpărăm. Deagle, ok. Dar nu, 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 pe bune, dăm sensibilitate mai mică. Unde-i? Aici. O, sensibilitate. Dă... Așa. LOL, cum arată acolo stânga când vorbește botul. A, nu poți să dai inspect la cuțit cum fac eu tot timpul. Mamă, dar ce ciudat e când dai stânga-dreapta, așa. Na, nu pot să fac ținta asta mai mică. Prea mare, frate. Hopa. Mamă, ce ciudat! Trage lag, așa. I am... Ok, vreau să scriu și eu I am the best. Dar Windows-ul e în rusă. Super. Așa. Cum arată diffuse kit-ul? M4A4, SG, AUG, AVP. Numai Nova și M249, ok. MP7 și OMP, atâta? Deagle și P2000. Decoy, cum arată? Flash, ok, flash, astea restul arată ok. Uitați... Uitați-vă la decoy-ul ăsta. My brothers, you are the best! Așa... Incendiara 859 de dolari. Bă, frate, dar erau bogătani ăștia la începutul CS-ului. N-ai funcția de inspect. Bă, uite-te cum trage Deagle-ul, mă jur, uite-te. Ce-i asta? Și uite că fug și trage tot timpul exact unde trag. Deci n-are nicio treabă. Chiar îți curios când trag cu AWP-ul. Deci, nu contează dacă stai jos sau...
N-o trage în el dacă poți cu țintea asta. Omule, nu pot să joc CSGO beta! Sper că n-am spart... Poți să iau botul? Perfect, ok, poți să iau botul. Unde ești? One left, mă rog, unde-i? One left-ul ăsta. Aici sus? Cred. Sunt cel mai bun la acest... Vedeți că îmi apare iconiță la... Stai, nu pot să iau una ca... Îmi apărea iconița acolo în dreapta la M4A1S. Dar de fapt eu aveam M4A4. Ok, pistol. Ah, da. N-au pe 250, ok. Ia și mie un flash. Aparent pot să-i doar un flash. Omule, iconița la... La knife, e aia din CS1.6, nu cred. Uite-te acolo în dreapta. Ok. I see the bomb, ok. I'm coming, dude. Oh, merg flicurile. Frate, am tras. Ah, chiar, sunt curios. Ok, nu știu ce... Arată foarte ciudat și se mișcă foarte ciudat ce se... ce se go beta. Ok, fraților, ce se go beta. A, chiar am zis, vreau să dau un nou scop, să văd cum merge nou scopul. Ați văzut la Deagle, chiar dacă mea nu contează, trage exact unde vreau. Hai să vedem unde o tras. Ok, deci nou scopul măcar îl dă așa mai random. Uitați, deci cu Deagle-ul trag acolo, exact acolo merge glonț, chiar dacă merg. Uite, sar! Ok, foarte ciudat. Ok, bun. Hai să mai încercăm și alte arme. AUG. Ce? Ce e asta? Omule, mi-ai dat doar puțin zoom la ecran și atât. Ok. Aparent ăsta e AUG în beta. Mamă, ce ciudat! Frate, zici că nu eu trag, trage altcineva. Ok. Foarte ciudat. Dar doar mie mi se pare că o schimba ceva la mapa asta, adică... Parcă aici undeva cobori... Ai o gaură ceva în pământ și te duci jos... totuși, da-s tu simplu, l-am jucat doar la Wingman, deci... Nu știu foarte bine mapa... Cum e acum... Dar eu așa știu că e... Acolo... Opa! A, de... Pe ăsta l-am auzit... alo? The Bob, you're a fucking idiot. Oh, am tras și un headshot. E bun. Ați văzut? Dați un pic înapoi pe video cum făcea bomba asta. Ok. Mamă, dați să umple ecranul, nu glumă. Hai să vedem fire-ul, cât îți dă damage. A, deci a ieșit pentru cap. Ok. Dar îți dă automat. A, și jos nu-ți arată că e pentru cap sau nu. Ok. Apare nu poți să dai cu click dreapta, grenazile. Îl lăsăm în fire. Cum n-ai murit? Hopa. Mă zice ceva aici. No, audio nu te ajută deloc pe jocul ăsta.
Au revoir. N-ai nicio treabă, nicio treabă. Hai să încercăm wallbang. Ok, merge wallbang-ul, am înțeles. Ah, ăsta nu e affirmative. Ok. Hai să vedem toate astea, comenzile. Băi, interesant. Interesant. Hai să trecem iar la AVP și... Nu știu. Round? Încă 19 runde. Nu o să joc atâta, nu. Opresc aici. Hai, un ace acum micuț și gata. Opa. Ah, nu o să niște picioare alea. Asta și eu, da teleport la mine, Adrian? Badiță. Badiță. Ok, lasă. Nu. Uite-te la asta. Încerc să scriu un chat și merge în 3 FPS-uri. Și când bag consola, tot așa face? Nu, la consola nu. Dacă nu vreau să scriu un chat, așa îmi face. Ok. Bun. Shift Tab? Nu. Apare, apeși Tab și ține asta on. Nu pot să dau report la bot? Nu. Ok. Face spray botul, bă. Fii atent. Hai să vedem cum joacă botul, hai. Da, e acolo. Trage în el. Ok. Nu mai contează. Da, fraților. CSGO beta. Asta e CSGO beta. Și când vă plângeți că nu intră glonțul sau că nu a avansat destul CSGO-ul, uitați-vă la video ăsta. Pe bune, frate, uite de ce era înainte. Adică așa trăgea Deagle-ul? Așa trag toate armele? Bun, ce să zic? Bă, mă bucur că o avansat destul de mult CSGO-ul. Mai am mult de lucrat, într-adevăr. Hitbox-ul playerilor uneori lasă de dorit. Dar ce să-i faci? Asta e un joc și cam asta se întâmplă. Că până la urmă mai mult e vina de la conexiunea între cel care joacă și server. Deci cred că au mai mult de lucrat la servere decât la joc în sine. Sau cine știe. În fine, eu v-am lăsat. Mersi că v-ați uitat la video ăsta și mă gândeam, oare să fac și un tutorial cum să puteți să jucați și voi CSGO beta? Să vedem. Scrieți dacă vreți să vedeți și un tutorial cum să faceți chestia asta. Și eu am găsit la rândul meu de pe internet ceva tutorial și... bine, tutorialul ăla era vechi, de vreo 2 ani mi se pare, și o trebuie să fac eu niște schimbări ca să meargă, că nu mergea. Și au făcut update, niște chestii au apărut și Windows 10 între timp și na. Dar până la urmă am reușit să-l fac și văd că am reușit. Am reușit să joc CSGO beta. Asta e tot, fraților. Mersi că v-ați uitat și aștept părerea voastră în comentarii. Cât de mult s-a schimbat CSGO-ul?